Sunt sigur că ai văzut de mai multe ori simbolul acesta pe telefonul tău. Așa că hai să spun care-i treaba cu el. Receptorul care are deasupra simbolul Wi-Fi apare atunci când faci un apel cu ajutorul routerului tău. De ce se întâmplă asta? Telefonul știe că nu are suficient semnal ca să susțină o conversație stabilă. Ca să rezolve problema, trece de la apelul clasic la apelul prin internet, atunci când tu ești conectat la o rețea wireless. Wi-Fi calling nu e chiar atât de complicat pe cât pare. Tehnologia pe care o folosește este împrumutată de la aplicațiile cu care facem apeluri video și trimitem mesaje instant. Apelul tău este preluat de router, trimis prin internet cât mai aproape de persoana pe care o apelezi și pasat către turnurile GSM. În funcție de operatorul tău, Wi-Fi calling poate fi gratuit. Nu trebuie să plătești pentru timpul pe care îl vorbești și nici nu consumi minutele din extra opțiunea ta. Un truc bun pentru data viitoare când pleci în concediu în altă țară, nu? Totuși, verifică înainte să pleci dacă operatorul tău taxează apelurile făcute prin Wi-Fi. Tot prin internet poți să trimiți și mesajele text atunci când nu ai un semnal bun, iar de asta se ocupă tot tehnologia despre care vorbim astăzi, care trimite mesajele clasice. Internetul are grijă de apelurile tale și atunci când nu este conectat la o rețea wireless. Aici intră în scenă Voice over LTE, adică suni prin conexiunea mobilă la internet. Când faci apeluri prin datele mobile, ai parte de conexiune mai bună, vocea și tonul sunt mai clare, iar conectarea dintre cele două telefoane este mult mai rapidă. Tehnologia aceasta lasă în spate conexiunile 2 și 3G și face apeluri direct prin 4 sau 5G. Ai grijă la consum. De fiecare dată când VoLTE este activat, îți consumă datele mobile.